Hai, va con me la dia, ma ti tieni uno scarto. Se ne convinciamo. Ma încearcă să îți faci tu la tablă. Te gândești că partea logică. Cum ne doi la tine 0, cum ne doi la tine 1, cum ne doi la tine 2. Crește 2 au toți și vine 0, 1, 2. Și dacă mecanic te uiți pe tablă și copii de pe tablă, n-ai făcut nicio brânză. Deci trebuie să prindeți lucrurile acestea. Singur. Da, păi da. Copiatul de pe tablă ai făcut-o toată în viața. Nu? Așa, și la ajuns, așa, la da, asta, desenai de pe tablă. Pe caiet, desenai ce era pe tablă. Bun. Hai să vedem acum A plus B totul la a treia. A plus B totul la a treia este egal cu. Și vine A plus B pe lângă A plus B pe lângă A plus B. De trei ori, da? Da. Deci vine A plus B pe lângă, eu aș spune A plus B totul la a doua. Da, ca să e... Am făcut-o odată pe asta. Da. Și vine A la 3-a. Și egal mai departe cu A plus B. A plus B. Pe lângă. A pătrat plus B. Așa. Îmi zicea care știam. A pătrat plus 2AB plus B pătrat. Care face egal mai departe cu B pătrat. Mulțim acum să vedem formula. Da, A la 3-a da. Plus 2A pătrat B da. Plus AB pătrat da. Plus BA pătrat da. BA pătrat deci mi-a rămas plus plus 2AB pătrat da. B pătrat plus B la 3-a. Așa. Și care face? Aici ar veni 1 ori A la 3-a plus 2 A la 2-a B plus 1 ori A la B la 2-a plus 1 ori A la 2-a 2A B la 2 plus 1 ori B la 3. Deci face cât? 1 ori A la 3 plus 3A pătrat B plus 3AB pătrat plus 1 ori B la 3. Deci ca și înainte, începem cu A la 3 A o scade cu unitate vine B-ul iar A o scade B-ul crește da? Până la B la A 3 ca mai înainte formula aceea care le-am dat-o când descopuneam A la M minus B la M. Da, da, da. Da? Ei, și asta se scrie acum combinările așa. Egal mai departe cu loc de 1 da. Combinări de 3 la 0. De ce de 3? Pentru că am avut A plus B totul la 3. Da, ca să-mi dea 1. Și plecăm de la 3. Deci combinările de 3 luate câte 0. Data trecută am plecat la combinările de 2 luate câte 0. Da, pentru că am avut 2. Pentru că am avut A plus B la A doua. Da. Și acum, deci combinările de 3 luate câte 0. Ori A la A. Vine A la 3-a. Da. Da. Plus. Combinări de 3 luate câte 1. Așa. Ori A la... Ori... A la a doua, B la a treia. Da. A doua, B la a treia. Plus combinări da. De 3 luate câte 2. Da. Plus oi. Înmulțit cu... Vine A la a treia. Da. Și B la a doua. Așa. Plus... B la a doua. Plus combinări de... 3 luate câte 3 da. Din B la 3-a. Deci B la A? B la 3-a. B la 3-a. Da. Deci combinări de 3 luate câte 3 ori B la A 3-a. B la 3-a.
Așa că observăm în clipa de față că începem cu combinări de ordinul la cât ridicăm. Da, dacă e la a treia, la a treia, dacă e la a patra, la a patra. Au, deci locul întâi, la puterea indicată de aici. Da. Și pe urmă o descrește și B o crește. Da. Deci combinarea de azi crește, da? Da? Hai să schimb deodată A plus B. A plus B, totul la A, 4. Totul la A, 4. Și să hai să-ți mulțim, e dat cu A plus B, a însemna A plus B, pe lângă A plus B, totul la A, 3. Da. Da? Și dacă vrei, deodată răspunsul va fi așa, A la A, 4. A la A, 4. Plus 4 A la 3 B. Da. Dacă le mulțești, plus 6 A la a doua, B la a doua, plus 4 A, B la a treia, plus B la a patra. Așa asta ar fi formula. Care ar rezulta asta și tu cauți. Exact, după mulțime. Și care s-ar scrie combinări în felul următor. Combinări de 4. Luate câte? De 4 luate câte 0. Da. Din A la 4. Ori A la 4. Da. Plus. Plus combinări de 4 luate câte 1 din A din 4. Nu trebuie 4 ăsta, nu? Combinări de 4 luate 1 de A la 4. Bine, scade puterea lui A. Deci A la a treia. A la a treia. Ori. Și B la a treia. Așa. Plus. Plus combinări de 4 luate câte 2. Da. Din A la a doua, B la a doua. Da. Plus combinări de 4 luate câte 3 din A la a întâia, B la a treia. Da. Plus combinări de 4 luate câte 4. Da. Din B la a patra. Încă la a patra. Ei, și atunci A plus B la 5-a deodată, A plus B la 5-a, A să fie egal cu B la 5-a, combinări de 5 luate câte 0, da. Din A la, ori A la, ori A la 5-a, da. Plus. Plus combinări de 5 luate câte 1, ori A la 4-a, B la întâia, da. Plus combinări de 5 luate câte 2 din A la 3, B la 2, plus combinări de 5 luate câte 3 din A la 2, B la 3, da. Plus combinări de 5 luate câte 4 din A la 1, B la 4, da. Plus combinări de 5 luate câte 5 din B la 5. B la 5. Asta ar fi cu binomul. Și dacă zic A plus B totul la N, dacă încerc A plus B totul la N, asta e egal cu combinări de N luate câte 0 din A la N, da. Plus combinări de N luate câte 1, da. Din A la N minus 1 ori B, minus 1 ori B, da. Plus combinări de N luate câte 2 din A la N minus 2 luate ori B la a doua. Plus combinări de N luate câte 3. Câte 3 din A la N minus 3 ori B la a treia. Plus combinări de N luate câte 4 din, da. A la N minus 4 ori B la 4. B la 4. Deci 4, 4, 4. Da? Da. 3, 3, 3. Și să zicem, plus puncte, puncte, plus combinări de N la decât de K. N la decât de K. A la N minus K. A la N minus K. Ori B la K. Ori B la K. Da? Și plus puncte, puncte, în sfârșit, ultimul, combinări de N la câte N?
N mod decât de N. Fără B la N. N. Da, B la N. Da. Așa asta e formula binomului lui Newton. Da. Da, binomului lui Newton. Acum, toată povestea asta se cheamă coeficienți binomiali. Deci combină din latitudine 0. Combină din latitudine 0. Combină din latitudine 1. Combină din latitudine 2. Și mai departe, combină din latitudine. Sunt mai coeficienți, că sunt aici, sunt niște numere. Da. Binomiali, ai binomului. Deci coeficienți, coeficienți, binomiali. Da? Coeficienți binomiali. Că sunt coeficienții din dezvoltarea binomului. Da. Deci A plus B totul la N asta. Ei, acum aș vrea să sesizez. Ăsta al câtelea termen este aici? Al doilea termen. Dar ăsta. Al treilea. Dar ăsta. Al patrulea. Dar ăsta. Al invent. Al K termen. Nu e al K. K plus 1. K plus 1. Deci când îți indică 1, e al 2-lea. Când îți indică 2, e al 3-lea. Da. Deci e 1, 2. Și e K plus 1 ăsta. Ăsta e K plus 1. Deci 3 indice K plus 1. Deci este pe poziția K plus 1. Așadar, T K plus 1 este egal cu, iată formula, combinări din latic de K, A la N minus K, ori B la K. Așa asta e formula termenului K plus 1 din dezvoltarea unui binom. T K plus 1 egal cu combinări din latic de K, A la N minus K, ori B la K. Și te gândești și la formula lui A minus B, totul la el. A minus B la a doua, cu cine ar fi? Hai să ne amintim. A minus B totul la a doua. A minus B totul la a doua. A la a doua minus 2AB plus B la a doua. Deci vine A pătrat minus 2AB plus B pătrat. Care înseamnă 1, 1? Asta înseamnă combinări de combinări de 2 la decât 0. 0. Combinări de 2 la decât 0 din A la a doua. Da. Minus. Minus. Combinări de N la decât de, nu de 2, ia de 2. De 2 la decât de 1. Da. Din A ori B. Da. Plus combinări de 2 la decât de 2 din B la a doua. Ori B pătrat. Asta A minus B totul la a doua. Da. Dar A minus B totul la a treia. Totul la a treia. Va fi că e combinări de 2, de 3 luate câte 0 din deci combinări de 3 luate câte 0, ori A la a treia. A la a treia. Minus așa, minus combinări de 3 luate câte 1 din A la a doua B, B da. Plus combinări de 3 luate câte 2 din A ori B la a doua da. Plus combinări de 3 luate... Nu plus. Da, e bine, bine. A fost plus, minus, plus și acum minus, pardon. Alternează semnul. Da. Deci minus... Minus plus minus. Da. Minus combinări de... De 3 luate câte 3. Da. Din B la 3. B la 3. Deci ce trebuie să înțelegem? Începem cu plus și alternează semnul. Plus, minus, plus, minus. Da? Da. La binomul diferență. Binomul da. Diferență. Că la... La binomul sumă numai cât numai plus ai tot timpul. Nu se alternează. Deci nu mai alternează pentru că numai plus urmează după mulțirea aceea. În concluzie. Vezi? Îți mai amintești noi cu ce am pornit? Am vrut să fac niște, o limită aceea. Da. Mai întâi am sesizat că nu ți-e clară noțiunea de limită, că ce faci tu era mecanic. Da. Am mers să-ți desfășor ca urmare a lui N, care ia valori 1, 2, 3, ca partea acelui șir. Da. Și problema era să vedem cum se comportă aceștia. Au ei tendința de a se apropia foarte mult de un număr? Dacă da,
Acel număr este limita șirului. Da. Da? Deci ți-am anunțat ce este limita unui șir. Este numărul spre care ei se îngrămădesc, așa obraznic, stau așa, unul peste altul. Unde se apropie, deci numărul de, care se apropie foarte, foarte mult. Am văzut acolo, ne-am construit niște șiruri speciale, 1PN, 3PN, KPN, da? KPN pătrat care duc la 0, pentru ca să mă pot duce la limita pe care am avut-o noi de discutat și să putem face limita acelui șir N plus 1, pentru că N plus 2 era dat în lucrarea ta, deci în varianta asta, primul exercițiu care era de aici, eu m-am determinat să mă apuc de noțiunea de șir și spuneam că preluând de șirul, la limite de funcții, la limite de funcții, x-ul tot așa se apropie de un anumit număr și mă întreb atunci ce fac y-ii care apar. Și l-am luat în stânga și vreau să iau și în dreapta și îți amintești că am luat o limita următoare, vroiam eu să ajung acolo, x pătrat minus 1 supra x la 3 minus 1. Deci asta aveam eu în gând, dar când m-am uitat că tu nu știi fără unde crea calcul pe scurtat, am fugit de acolo, de la exercițiu, și l-am lăsat în drum și m-am zis, băi, trebuie să fac formulă de calcul pe scurtat, că eu nu știu asta, ce să-i fac. N-am altă soluție, trebuie să fac asta. Și dacă aici, mă rog, s-a pus și problema coeficienților acelora, ne-am lovit și de combinări, am amintit ce înseamnă și combinările, am făcut și binomul lui Newton, da? Deci, tot legându-mă și încercând să acopăr și să te fac să înțelegi că matematica nu se poate înțelege ca un șir de formule pe care azi le înveți, mâine uiți. Nu asta e matematica, ci ea sunt o logică perfectă, toate lucrurile merg din aproape în aproape. De aceea te-am invitat și acum îți spun, categoric spun, că ai o șansă dacă iei toate formulele acelea. Da. Da? Și vreau cât de curând, iei legătura, sună la cine îți răspunde acolo, să răspunde cineva și din Bacău, cel care face volumele acestea, nu le fac eu, le-am făcut ca informații, dar fizic găsești numărul de telefon acolo. Și fizic ți le face cineva. Și ele sunt puse pe CD, pe ce? Sunt pe DVD-uri, sunt pachete, volume frumos, aranjate. Da? Sunt 12 volume. Pardon, sunt 12 DVD sau 10 sau 11 sau 12 DVD-uri, a câte ori și jumătate fiecare. Și costă foarte puțin, nu știu, vreo 800 sau 900 de lei, 90 de lei, pardon, 90 de lei, un pachet. Da? Da, un pachet. Tu te-ai dus la o ședință de asta, de să faci tu matematică, și ai dat cât? 50 de lei pe două ori, nu? Da, cam, da. Cam așa. Așa merge. 52 ori. 52 ore. Și mai părăi 40 de lei și luai 15 ore. Da? 15 ori de matematică. 15 variante a profului online. Da. Că e facere. Că și ce ai făcut tu acolo? Ai dat atâta și ai plecat de acolo neînțelegând nimic. Aici pot să reiau, pot să... Fa, stai mă! Fii atent aici. Poți să reiei de câte vrei, de câte ori vrei. Mi-ai înțeles pasajul ăla, dai înapoi. Bă, dar de câte ori. Aici nu e clar. Mă sâcă acolo, nu mă supără deloc. Da, cum da? Nu mă supăr deloc acolo. E treaba ta, îl pui de câte ori vrei tu. Deci este un lucru... Este o afacere. O afacere cu adevărat, îți spun, și e păcat să nu faci chestia asta. Așa că, cât de curând, în seara asta, suni, găsești numărul de telefon... Da, e târziu, răspunde cineva... Îți răspunde-mă la un socul ca la ora asta, îți răspunde. Spui că eu ți-am zis să faci chestia asta. M-a trimis domnul la biserică. Așa. Îți dau și telefonul acolo. Ia să sun eu acum. Să-ți dau numărul de telefon. Hai ca să facem și chestia asta. E 10. E 10? Da. Nu doar. Nu doar acum, dar îți dau numărul de telefon și să vedem, Sandra.
contacte care te ajut până la capăt acum. Am înțeles. Să nu zici tu că sunt băiat rău. Dar nu, eu venit și văd tot. Te duci sigur că da. Da. Pe pagina. Sandra. 0748. Da. 0748. 667. 667. 695. 695. Deci acesta este numărul la care se răspunde de 0748 667 695. Dar îi spui cu volume de matematică în afară de... Volume de matematică în afară de aritmetică și geometrie. Fără geometrie. Geometrie plan în spațiu. Fără geometrie. Fără geometrie, că nu îți trebuie geometrie. Da. Deci, practic, 15 volume îți vei lua. Da, deci sunt de toate, sunt 18. 18. Minus 3. Minus 3. Deci, fără aritmetică, geometrie. Plan și spațiu. Îți dau acolo. Plan și spațiu. Deci, geometrie plană. Da. Plană și geometrie în spațiu. În rest, ce găsești acolo, clasa 5-a, calcul algebric, toate acestea le iei pentru că trebuie să treci prin ele ca să-ți amintești ce înseamnă proporție, ce înseamnă operație în Q. Toate acestea sunt de folos. Da? Da. Am înțeles. Că, și matematica așa se face, de jos în sus. Așa că mă întorc să fac limita aceea, ca să zic că am și eu în seara asta ceva. Da. Limită pentru x tind de la 1, din x la 3, minus, nu, x la a doua parte, minus 1, supra x la a 3, minus 1. Și egal cu limită pentru x tind de la 1, din x la a doua minus 1, cum se scrie? X la 2 minus 1 se scrie X minus 1 pe lângă X plus 1. X minus 1 pe lângă X plus 1. Și jos? Și jos va veni X la 3 minus 1 la 3. Vine X minus 1. Pe lângă? X minus 1 pe lângă X la 2 da. Minus plus X plus 1. Plus X plus 1. X plus 1. Și egal cu? Și egal mai departe. Se simplifică x minus 1 cu x minus 1. Da. Și vine că e x plus 1 supra x la... Egal cu limită. Limită. Da? Limită tot timpul. Limită pentru x tind de la 1 din x plus 1 supra x pătrat plus x plus 1. Da. Și egal cu? Plus x plus 1. Aici să dăm un factor cum forțat. Nu! Când se dă factor forțat? Când tinde la infinit. Atât? Atât. Acum deci, înlocuim X cu 1. Și înlocuind va veni 1 supra... 1 plus 1? 2. 2 supra 3. 2 pe 3. Egal cu 2 pe 3. Ăsta e numărul acela spre care se îngrebă de termeni. Nu se duc termenii. Da? Dându X valoarele. Care se apropie de 1, fără să le apie 1. În stânga sau în dreapta, până în urmă, da. Cum am dat noi mai devreme, da. Și y-ii care apar, sau numerele acele care apar, șirul care se construiește, se va apropia de 2 pe 3. Da. Da. De 2 pe 3. Altfel, înainte când am locuit pe x cu aici, era 0 pe 0, ne dădu să îți amintești, și nu știam să ne pronunțăm. Dar după formulele de calcul pe scurtat, și după simplificările făcute, dispare. Uite, și x minus 1 cu x minus 1 se simplifică. Că aici vine 1 minus 1 face 0 și 1 minus 1 face 0. Din cauza acestea care simplifică, a scăpat din necaz. Da, și a rămas, după aceea înlocuiesc. Ceva simplu. Jos, graful. Păi, nu, înlocuiesc pur și simplu. Ca și cum am deci înlocuiesc pe x cu 1 că nu mai am necaz. Nu mai deranjează, nu mai dă 0 jos. Nu mai dă 0. Deci, supărarea ți-a trecut. Da. Da? Supărarea care aveți ți-a trecut, pentru că asta e situația. Așadar, dragilor, am asistat
cu gândul de a porni o singură ieșiță, da? El era mai mult aici, uitați-vă, ce aveam noi de făcut, o singură limită, mi s-a declanșat toată această discuție, de două ori, nu? De două ori de discuții. Și doar atât trebuie să vă spun. Matematica se poate face cu profund online. Și tu faci experimentul. Deci, cât de repede spui, am vorbit de un profesor, mi-a zis, urgența numărul 1. Să pachete. Faci pachetele DVD-uri cât poți de repede. Și dacă nu le poți face deodată, îmi dai câte ai. Mai câteva. Calcul algebric, funcții, dăm două, trei. Și pe urmă, îmi dai și pe celelalte. Da? Da. Că nu le fac eu pe toate într-o singură săptămână. Că și la ea durează comenzile până să fac. Așadar, dragilor, toți cei care vreți să faceți, să vă schimbați viața, aveți o șansă, apelând la pachetele de DVD-uri, veți vedea acolo cum ușor construiesc, așa cum ați văzut în lecția asta, construiesc lucrurile din aproape în aproape, ele, volumele, tratează special fiecare capitol, cum ele sunt așezate pe clase, înseamnă că de jos în sus este făcută toată materia. După aceea, ai la primul pe clase, ai destul de, mă rog, volum de lucruri care sunt deja făcute. Încât, la întâlnirea noastră, următoarea, să vii cu altă față. Da? Da? Să fii zâmbit, domnule, am făcut, am muncit, am trei caiete lucrate. Am făcut așa, cum mi-a spus, am luat pe fiecare parte și am făcut o treabă bună. Mă simt altfel. Și facem dovadă, că noi registrăm filmul ăsta. Da. Vezi? Îl punem pe așa și acum, de unde eram și unde am ajuns. Am înțeles, așa faci. Da? Da. Și cum? Nu mai arunca banii aceia, că muncești pentru ei. Să vreau mai de bani aruncați. Da? Cât făceai? Două ori pe săptămână? Două ședințe? Nu. O ședință pe săptămână, de două ori când putea, dar mai rar de două ori. Așa. O ședință pe săptămână. Și cu ședințele astea de ședințele astea? Unde? Haos de timp pierdut. Și timp pierdut, asta. Și nimic în mintea ta să așezi ca spune să am și o ordine. Nu ordine, am dat la. Așa este. Așa este. Deci, oprește-te. Da. Că ai de ce. Nu mai. Deci ai de ce. Că ai volumile acestea, ai toată povestea care ți-am spus-o pe internet. Da. Și ai, tu mai să vrei să faci. Te apuci de treabă și muncești. Da, este. Păi dacă ai voință, dar tu nimeni nu te-a limpezit și nu ți-a deschis mintea. Băi, nu așa. Că așa nu fac nimic. Da. Și eu totuși mă întreb, acela care făcea chestia asta, știind, văzând că nu are niciun acces la mintea ta și nu reușea să te miște, cum te făcea chestia asta? Care? Zicta așa sau ce? Înțelegeam lucruri, dar trebuia să lucrez mult, mult, mult. Vedeam acasă, o luam de la început, iar nu se vedea. Așa, dragilor, ne oprim aici. La revedere, asta e matematica adevărată, care o găsesc cu performanță. Nu degeaba s-a ajuns la aproape 13 milioane de accesări. Toți vorbitorii din limba română de oriunde, cei care dau peste mine, că tu mai știu să te duci acolo, vezi? Nu ți-a spus unul, băiete, mai cu profon ai șanse mari. N-ai știut chestia asta. A trebuit să mă suni, să stau de vorbă, să-ți vin acum. Este a doua lecție care facem împreună, dar este doar o linie pe care ți-am dat-o, având șanse foarte mari să discuți foarte bine singur, da? Da. Și când ți-ai schimbat fața, eu nu mă pot. Mă duc la formula asta, mă duc la celălalt, mă duc la ce ce fac pe aici. Nu, selecția. Nu. Da? Că sunt făcute acolo. E munca ta, este făcută acolo, numai tu trebuie să rezolvi. Da? La revedere, dragilor. Pe curând.